Imagini incredibile surprinse de localnice din Cartiu. Un autoturism a fost luat de șufoaie și târât 10 de metri. La un moment dat, câțiva localnici au văzut mașina și au intrat în apa de un metru ca să se asigure că nu este nimeni prins între fiarele contorsionate ale mașinii. Oamenii spun că pârâul Cartiora a avut o forță de neimaginat și a distrus zeci de gospodării și în imagini se vede cum pârâul, care altădată era ușor de traversat, acum s-a transformat într-un râu în toată regula cu un debit foarte mare. A plouat foarte mult în zona de nord a județului Gorj, iar pompierii au intervenit aseară cu 4 echipaje pentru a scoate apa din curțile și beciurile oamenilor. Grădinile localnicilor sunt distruse și după o ploaie de gheață care s-a bătut în zonă.